Joe Biden va avea vineri o discuție cu omologul său chinez în contextul în care Statele Unite face presiune asupra Chinei pentru a nu oferi sprijin Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competiției între cele două țări, despre ofensiva rusă împotriva Ucrainei și despre alte probleme care generează preocupări pentru ambele națiuni. Este vorba despre eforturile în derulare de a menține deschise canalele de comunicare între Statele Unite și Republica Populară Chineză, a anunțat Casa Albă într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt. Cei doi lideri vor discuta despre concurență între Washington și Beijing, precum și despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei și alte chestiuni de interes comun, a precizat ea. Conducerea Chinei nu a condamnat explicit invadarea Ucrainei de către Rusia, iar liderii occidentali l-au abordat pe Xi Jinping pentru a vedea dacă este posibilă o mediere a Chinei în conflict. SUA a caracterizat recent drept profund îngrijorătoare poziția de aliniere a Chinei cu Rusia în ceea ce privește războiul din Ucraina, după o întâlnire la Roma între consilierul pentru securitate națională american, cel mai înalt responsabil al diplomației Partidului Comunist Chinez. Întâlnirea de înalt nivel de la Roma, care a durat 7 ore, a fost calificată drept intensă și foarte sinceră de un înalt responsabil de la Casa Albă.